Vești proaste pentru șoferi, cele mai ieftine polițe RCA vor costa peste 1000 de lei potrivit tarifelor de referință stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Prețurile pot crește și cu 20% în doar 6 luni, iar șoferii tineri vor plăti cel mai mult. Pentru o mașină puternică, tariful RCA de referință este de aproape 5000 de lei pe an. Cel mai puțin vor da conducătorii auto care au între 51 și 60 de ani pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică mică. Prețurile asigurărilor obligatorii de răspundere civilă diferă în funcție de vârsta și istoricul șoferului, dar și de capacitatea cilindrică a mașinii. Față de cele de acum 6 luni, când a fost ultima recalculare, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, șoferii vor plăti mai mult, chiar și cu 20%. 1500 de lei. Dublu față de acum 2 ani. Și acum, nu știu, o să fie, cred că și mai mult. Nu știu, trebuie să o renuez luna asta. Am zis că după 30 de ani poate mai scade, dar nu a fost cazul. 800 de lei anul trecut. Anul ăsta încă n-am plătit, undeva prin mai, dar mi-e frică. 1300 de lei, destul de mult. Sunt mari, dar n-avem ce face, nu depinde de noi. Noile tarife de referință pornesc de la 1822 de lei pentru o mașină cu motor mic pentru șoferii care au sub 30 de ani. Cei care au între 51 și 60 de ani plătesc cel mai puțin, 1006 lei. Începând de anul acesta a fost inclusă o nouă categorie, cea pentru autoturismele electrice, unde prețurile sunt fixe pentru orice tip de autoturism și se modifică în funcție de categoria de vârstă în care se încadrează. Șoferii care au sub 30 de ani, considerați și cu riscul cel mai mare de a produce accidente, plătesc cel mai mult. De exemplu, pentru o mașină puternică, polița RCA îi costa în august puțin peste 4.000 de lei, iar acum prețul este cu 14% mai mare potrivit tarifului de referință. În schimb, conducătorii auto care au între 51 și 60 de ani, pentru o mașină care are aceeași capacitate, plătesc sub 3.000 de lei, cu 10% mai mult față de acum 6 luni. Tarifele de referință sunt calculate cu bonus-malus zero, dar prețurile pot să crească dacă șoferii au fost implicați în accidente. Cu privire la aceste tarife de referință, fac precizarea că ele sunt calculate independent de către un auditor din afară, de o companie independentă. Sunt calculate pe baza daunalității care se înregistrează în ultimii 5 ani. Autoritatea de Supraveghere Financiară are obligația legală doar de a le publica. Aceste tarife reprezintă o medie a întregii piețe. Nu sunt specifice unei entități care practică asigurări RCA, ci tuturor entităților. Așadar, tarifele de referință sunt orientative. Fiecare companie de asigurări poate să stabilească propriile prețuri.